Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. Pentru această ediție ne-am propus să discutăm despre un eveniment care a marcat această zi. Într-o oarecare măsură vorbim despre faptul că consilierii PSRM au depus astăzi semnăturile la judecătoria Buiucani. În același timp, dânșii au făcut o declarație potrivit căreia, vă promit, în toamnă vom avea referendum. Vom încerca să aflăm mai multe pe marginea acestor chestiuni enunțate un pic mai devreme de la Victor Gurău, analist politic. Bună seara și bine ați venit! Și Iuri Vitneaschi, consilier PSRM. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre! Bună seara! Domnule Gurău, haideți să începem de la această declarație. Există premize reale să credem că în toamnă vom avea referendum? Premizii există, deoarece a fost declanșat un proces, un proces destul de complex. Da. Acest proces complex de demitere a primarului general are mai multe componente, are mai mulți factori. După mine depinde de, în primul rând, de calitatea gestionării acestui proces din partea inițiatorilor, pentru că masa negativă necesară pentru a implementa un astfel de scenariu există. Altceva este la mijloc și cei care gestionează acest proces trebuie să ia în calcul absolut toate fenomenele care vor avea loc în această perioadă. În primul rând trebuie să-și dea seama că nu numai factorul mobilizator pentru a implementa un astfel de proces, dar există și factorul de demotivare a acestui proces și noi vedem deja câteva elemente importante în acest scenariu. În primul rând, de ce tocmai acum au fost depuse semnăturile, deoarece cunoșteam destul de bine că semnăturile au fost strânse mai de mult timp, adică deja de vreo lună și ceva. Da. Aflăm că aceste semnături nu erau aprobate și unele n-au fost aprobate ori, să spunem, ștampilate de către administrațiile publice locale din periferii și chiar din municipiul Chișinău, pentru că și acestea din municipiul Chișinău au fost ștampilate abia după ce a fost întărit în funcții, ori aprobat ca și secretar general interimar al primăriei municipiului Chișinău, domnul Talmage. Așadar, în procesul propriu-zis, care, să tragem nădejde, va avea loc ca un proces politic matur, vor fi demarate și alți factori de demotivare. Și la acest capitol trebuie să ne amintim de referendumul din 5 septembrie 2010, când practic un partid politic aflat în opoziție a avut capacitatea să stopeze și să-l facă practic nul. Din acest punct de vedere, cred că în proces vor fi implicate mult mai multe forțe, mult mai mulți factori și cred că acest proces complex poate costa foarte scump, atât pentru inițiatori, cât și pentru cei vizați în acest referendum. Domnule consilier, vorbim de 90.000 de semnături colectate până la urmă și, de fapt, revin la ceea ce spunea și domnul Gurău. De ce atât de târziu? Sau e o chestie relativ trăgănată, nu? Було виділено 60 днів на збор підписів. Да. Ми собрали їх за 18 днів. Тобто почали 11 мая, 29 мая у нас було собрано 64 тисячі підписів уже. Дар тотал хотів фос колектати. 90? Практически 89 тысяч 800, то есть практически 90 тысяч. Некоторые из них не были, например, вот были вопросы в пригородах. Да. Некоторые из них не были визированы печатью местных местной администрации. Поэтому некоторые листы были порваны. Были провокаторы, которые подходили к нашим агитаторам, которые подходили к членам инициативной группы, к палаткам, и некоторые листы специально рвали, перечеркивали и так далее. Поэтому прежде чем сдать
собранные подписи в судебную инстанцию, мы их перепроверяли. То есть мы последние две недели сейчас, это была наша внутренняя проверка всех этих подписей. Мы просматривали, чтобы подписи не дублировались. То есть мы провели всю процедуру проверки до того, как передать эти подписи в суд. И сегодня сдали 77 тысяч действительных, нормальных подписей. Это речь идет именно о тех листах, которые были в том числе визированы печатью местных органов власти, то есть при мэрии. Также были сданы часть листов, которые были как-то повреждены, порваны, перечеркнуты, и в том числе не, на которых не было печати. То есть, например, вот в Бачое да. ни один лист не был проштампован примаром, и в том числе и секретарем. На самом деле, кстати, нас это единственная примария, где не были проставлены ни одной печати. Были трудности в ряде пригородов, в том числе, например, в Синджире, но тем не менее с нашими юристами мы проводили, можно сказать, ликбез местной администрации и все-таки настояли, чтобы они проверили нормально и выполнили все в соответствии с законом. Domnule Gureau, cum este posibil ca administrația publică locală să nu accepte sau să nu dea curs prevederii legislației până la urmă? Domnul consilier vorbea de un ligbez luat așa în ghilimele de rigoare. Eu nu cred că cineva se ocupă cu ligbezul, ori da. Se ocupă cu altfel da. De proceduri de iluminare. Da. Da, cum era. Eu cred că aceste acțiuni fac parte, este o parte componentă în lupta politică. Fără ca să ne facem trimitere la norma legală și la tot ce este legat de legislația în vigoare, noi trebuie să ne dăm seama și, după cum am menționat, acest proces este un proces foarte complex. Trebuie să luăm în calcul că simpatiile față de acțiunile ori de inacțiunile Partidului Socialiștilor ori Partidul Comuniștilor în suburbiile Chișinăului nu sunt atât de mari. Totodată instituțiile statului trebuie să ia măsuri pentru că orice instituția administrației publice locale, administrației centrale, trebuie să se conformeze normei legale și nici de cum simpatiilor politice. Totodată, nu degeaba atrageam atenția asupra calității gestionării acestui proces, deoarece acum de-abia începe procesul cel mai greu și cel mai greu de implementat. Este ușor în condițiile Chișinăului, municipiului Chișinău, să aduni 70.000 de semnături, mai ales în situația care o avem cu administrația publică locală, adică scandaluri de corupție, dezvăluiri șocante, participarea celor mai înalte părți ale. Dar această cifră ne duce cu gândul că nici pe departe nu sunt toți cetățenii care nu sunt mulțumiți de politica promovată. Nu, de... și vreau să vă spun că asta, la asta trebuie să atragă atenție inițiatorii referendumului, da. Că nu-și vor exprima simpatia față de Chertoacă în acest posibil referendum ori în acest proces, cât antipatia față de inițiator și față de partidul pe care îl promovează. Nimeni nu a lichidat încă aspectul de antipatie și simpatie. Așadar, în condițiile când va exista o coerență și un scop strategic bine determinat din partea inițiatorilor pentru a duce la capăt acest proces, vor avea de câștigat. În caz când vor da eșec, vor avea de plătit poliții și poliții foarte mari, pentru că importanța strategică a municipiului Chișinău pentru Republica Moldova este foarte mare.
în dimensiunea economică, în dimensiunea politică, în dimensiunea socială. Dar primarul este într-o stare foarte vulnerabilă pe de o parte. Da, dar să nu uităm că totuși principalii actori politici evaluează și elaborează diferite scenarii. Eu nu sunt ferm convins cum inițiatorii că în toamnă va avea loc acest referendum. Orică în Chișinău vor avea loc de facto alegeri anticipate al primarului general. Pentru că legislația și actele normative în vigoare și situația în care se află primarul general, despre care posibil da. Vom mai vorbi, da. Dau posibilitatea de a implementa și alte scenarii care vor aduce daune de imagine inițiatorilor referendumului și vor avea de plătit polițe. Pentru că lupta politică este luptă politică și fiecare actor politic își va implementa propriul scenariu care va aduce plus valoare adăugată pentru imaginea proprie. Domnule consilier, pe lângă aceste aspecte juridice pe care le-am invocat, urmează de fapt această finalitate firească referendumul sau pot exista anumite impedimente, anumite, nu știu, impreviziuni atunci când vorbim despre decizia judecătoriei și de fapt referendumul propriu zis ca fenomen politic? Nu. Говоря о юридических да. процедурах, когда создавалась инициативная группа, а это не первая попытка вообще зарегистрировать инициативную группу. Было три попытки зарегистрировать ее, и судебные инстанции всегда затягивали Мне или кажется, вообще две. Отказывали. Да, Саудова, Саутрей, да. А, это третья. Да. А, третья была состоявшаяся, можно так сказать. На сегодняшний момент у судебной инстанции есть 15 дней для того, чтобы констатировать факт того, что были... ли подписи, листы, заполненные согласно законодательству, согласно всем прописанным нормам. Мы несколько раз перестраховывались. И я опять же повторюсь, мы сами перепроверили все подписи с нашими юристами, все листы. В сегодняшний момент оснований для того, чтобы судебная инстанция не утвердила данные подписи или вот этот вот формальный этап, я не вижу. И как только будет решение судебной инстанции, уже дальше по процедуре они должны передать муниципальному совету инициативу для выдвижения, для определения даты проведения референдума. Уже не муниципальный совет определяет дату. Утверждает дату Центральная избирательная комиссия. Ну, Центральная избирательная комиссия. Aici есть проблема, că am accentuat atenția asupra calității gestionării acestui proces. Da. Sunt norme legale foarte fixe. Și corect a menționat colegul că în 15 zile instanța este obligată să se pronunțe. Să se pronunțe asupra calității semnăturilor. După aia intră în joc Comisia Electorală Centrală, care are tot un termen stabilit fix în lege. Cel puțin în 30 de zile trebuie să fixeze această dată. Însă vin aici și alte norme ale da. Codului electoral. Domnule Vitnianske, eu vreau de fapt să ne referim și la starea de lucruri propriu-zis din cadrul Consiliului. Știu că ați purtat mai multe discuții pe marginea susținerii acestei inițiative sau acestui referendum sau condamnării lui. La ora actuală, ați găsit sau veți găsi susținere politică atunci când vorbim de desfășurarea referendumului ceilalți membri din partea celorlalte fracțiuni? Ну, на сегодняшний момент не стоит говорить о политике или о фракциях в муниципальном да. совете, у кого какая сегодняшняя повестка дня. На сегодняшний момент, если мы говорим о референдуме, то все вот те казусы, аресты, проблемы, которые всплывают там в дирекции образования с этими отравлениями, большинство вот этих вот задержаний чиня Олега Онищенко и многих других чиновников, все это люди видят. И на сегодняшний момент неважно от того, кто будет насколько сильно призывать выйти на референдум жителей столицы, жители выйдут. Те 90 тысяч, которые подписались, это
если смотреть на цифры, то на выборы в Кишиневе выходит 300-350 тысяч жителей, как правило. А 90 тысяч – это почти треть. Для того, чтобы референдум был, то есть состоялся, необходимо для того, чтобы вышла на него одна треть жителей. То есть на сегодняшний момент можно говорить смело о том, что жители выйдут. И неважно, что будут говорить муниципальные советники, что будут с трибуны муниципального совета заявлять о те или иные политики. Da. Domnul Gurău, situația era destul de interesantă la un moment dat. Socialiștii colectau semnături pentru susținerea acestei idei referendumului lui Chirtoacă, pe când liberalii cereau semnături pentru demiterea președintelui. Este un procedeu politic de demotivare a cetățenilor, de crearea aspectului de ori situație de antipatie față de procesul politic și este un lucru normal. Totodată nu trebuie să ne mire acest fapt, deoarece fiecare acțiune naște contraacțiune. Totodată vreau să fac o remarcă la ceea ce a spus colegul din punct de vedere a normei legale. Consiliul Municipal nu are nimic deja cu acest referendum. Consiliul Municipal ar fi avut posibilitatea cu două treimi să declanșeze acest referendum prin hotărârea Consiliului Municipal. Mai departe, intră în joc instituțiile statului propriu-zis, instanțele de judecată, Comisia Electorală Centrală. Cel mai mare pericol de care nu-și dau seama inițiatorii este faptul nu că nu va avea loc în condițiile prezentării cetățenilor la vot. Da. Pragul a fost micșorat din 2010 în urma eșecului acel referendum până la o treime și, să spunem așa, prezența va fi asigurată, adică acest prag. Altceva este la mijloc. Numărul de cetățeni care trebuie să voteze pentru demiterea lui Dorin Chirtoacă din funcția de primar general. Iar legea spune clar, numai puțin de numărul cetățenilor care au votat pentru mandatarea lui în calitate de primar general. Elementul numărul 2. Această necorelare juridică ori necalitativă gestionare a procesului poate să le joace festa inițiatorilor, deoarece noi cunoaștem destul de bine prevederile codului electoral care spune foarte clar că un referendum local trebuie să ia în calcul și alte acțiuni electorale care au loc în teritoriu. Iar noi, pentru data de 24 septembrie, avem deja prin decret prezidențial fixat un referendum consultativ. Așadar, termenii dau posibilitatea ca acest referendum să fie fixat în aceeași zi, ori peste 120 de zile după petrecerea acelui referendum consultativ. Elementul numărul 2. Să presupunem pe miracol că vor obține șanse de izbândă inițiatorii și vor petrece referendumul. Dar există și alte scenarii care fac imposibilă petrecerea alegerilor anticipate la funcția de primar general. Cum ar fi suspendarea din funcție a primarului general prin hotărâre judecătorească și legea spune clar, nici un proces electoral de alegere, alegeri locale, nu va putea fi petrecut până la decizia finală a instanței de judecat. Așadar, inițiatorii referendumului trebuie să fie foarte atenți că prin acest referendum, și eu simt, ei au încercat să implementeze câteva strategii electorale foarte bine puse la punct. Prima, mobilizarea propriului electorat înainte de campanie electorală parlamentară, mobilizarea electoratului și pentru referendumul consultativ, iar eu am accentuat costurile în caz de eșec în acest referendum sunt foarte mari, pentru că să presupunem iarăși prin minune că Dorin Chirtoacă nu va putea fi demis prin referendum. Vă închipuiți imaginea Partidului Socialiștilor în fața cetățenilor care va fi. Așadar,
calitatea gestionării acestui proces și miza este foarte mare, nu este atât de simplu. Și inițiatorii trebuie să fie foarte atenți, pentru că municipiul Chișinău este un electorat specific și niciodată nu ai putea presupune, cum o fac colegii, cu exactitate, că cei 90.000 care au semnat vor ieși la vot. Așa gândeau și inițiatorii referendumului din 5 septembrie 2010. S-au trezit peste noapte că nu este așa. Domnule consilier, la un moment dat, atunci când a avut loc reținerea primarului general Dorin Chertoacă, tot mai multe voci, atât în media cât și în discuțiile private, ziceau că socialiștii vor renunța, de fapt, la ideea desfășurării acestui referendum, fiind sigur de ceea ce urmează să spună instanța de judecată. A existat cel puțin această idee de a renunța la desfășurarea referendumului și de a îl lăsa pe mâna instanței de judecată? Сегодня вот многие журналисты, даже во время брифинга, когда только зарегистрировали, задавали вопрос о том, что есть ли смысл. Да и многие люди в Кишиневе говорят, есть ли смысл, и может быть господин Кертака уже никогда и не выйдет, может быть он будет арестован, он находится под следствием, домашний арест. А если выйдет? Вот если сейчас спустить все на тормозах и оставить, допустим, референдум, да, вот такое мнение бытует, да, что можно не завершать до конца. Ведь господин Кертуак арестован, там ведется следствие, он может быть освобожден, то есть от своей должности решением суда, так как будет арестован. Да? Но когда будет решение суда? На сегодняшний момент большое количество граждан хотят отправить Кертуака в отставку. Многие юристы убеждены в том, что если посредством референдума Кертуака будет отправлен в отставку, то он больше никогда не сможет баллотироваться на данную должность. И это очень важно. То есть на сегодняшний момент, если его министра Грозаву отпустили, неизвестно, что будет с Гамрецким. Мы видим то, что многих задерживают, но очень многих выпускают, что с Шором. Тоже ситуация непонятная. Вроде бы решение есть, но тем не менее он не находится в тюрьме. Поэтому референдум, процедуру референдума, он должен состояться, ее необходимо, эту процедуру завершить до конца, тем самым позволить гражданам окончательно вынести решение, независимость от того, что будут делать суды и компетентные органы в точке, ну, ЧНИА и прочее. То, что там сейчас происходит между либералами и демократами, это их проблемы. Пусть они сами разбираются друг с другом в парламенте, в своих кулуарах и так далее. Граждане, кишиневцы должны выйти на референдум. Сегодня у них эта возможность практически есть. Остались не только некоторые процедурные моменты. И высказать свою волю. И на сегодняшний момент можем смело утверждать о том, что кишиневцы готовы высказаться против Кертуака. То, что необходимо во время самого дня, когда будет проходить референдум, необходимо, чтобы за его отставку проголосовало на одного человека больше, чем за него, чем его выбрало. Да. Да, то есть более, чтобы не получилось, что законодательство предусматривает, что меньшинство не может решать за большинство. Это уже другой вопрос. Но то негодование, та волна, которая есть... Это и вопрос принципала. Pentru că trebuie să vă puneți întrebarea că în cazul când se petrece referendumul, iar Chertoacă nu este demis. De fapt, socialiștii îl ajută pe Chertoacă să se victimizeze, să transforme acțiunile organelor de drept într-o răfuială, adică într-un proces de răfuială. Pentru că asta își doresc și unii și alții. Ca procesele. Domnule Gurău, dar mai credeți că există loc pentru victimizarea lui Dorin Chertoacă? Există întotdeauna, în politică întotdeauna a existat și pot să vă aduc un exemplu sumedenii la noi, peste hotare. Niciodată nu trebuie să pui punct pe cariera unui sau altui politician. Țăranii noștri, bătrânii noștri spun, uneori nu aduce anul cât aduce ceasul. O greșeală simplă. Da, da. A oponentului strategic
îi poate crea precondiții foarte favorabile. Și dar tot în popor se zice că faptele vorbesc de la sine. Faptele vorbesc de la sine, dar totodată v-am atras atenția la referendum cu privire la Dorin, demiterea lui Dorin Chirtoacă. Ori și în campaniile electorale în municipiul Chișinău, niciodată n-a învins votul pentru simpatia ori susținerea candidatului. Întotdeauna a prevalat votul antipatic împotriva oponentului. Să nu mai punem adăugător și vectorul geopolitic care în Chișinău este foarte, foarte serios. Așadar, în condițiile actuale, ei îl pot victimiza foarte serios. Și eu încă nu știu dacă până la urmă acest procedeu democratic, pragmatic, sistemic, ori suspendarea lui Dorin Chirtoacă din funcție, ca acest oraș, ori administrația publică locală, într-un proces, să spunem așa, continuu și cu efort comun, să fie reformată, restructurizată, adică transformată dintr-un grup curat liberal de partid într-o administrație publică locală calitativă. Domnule Gurău, imaginea partidului și imaginea sau ratingul partidului, mai bine zis, ca să fiu mai exact, înseamnă și ratingul acestui actor politic? Absolut. Absolut, dar să nu uităm că în caz de eșec a oponentului într-o inițiativă electorală, ratingul victimei crește vertiginos în sus. Adică câștigătorul ia tot. Și să nu uităm care este miza. Eu văd până la momentul actual, în declarațiile inițiatorilor, până când o strategie ideologică, politică și nici de cum una pragmatică, sinceră și corectă față de cetățeni. Pentru că atunci când vorbim că deja noi știm că cetățenii cum se va pronunța, este o greșeală. A nu-ți estima la justa valoare oponenții. Vreau să vă aduc un singur exemplu. Într-un posibil referendum vă asigur că toate forțele pro-europene se vor alia alături ori împotriva Partidului Socialiștilor. Dumneavoastră, de fapt, anticipați întrebarea mea. Atunci când vorbim despre Dorin Chirtoacă, vorbim despre o câștigare a încrederii sau vorbim până la urmă de un vot contra celor din stânga? Pentru că ne aducem aminte. Vot contra împotriva Partidului Socialiștilor. Un vot bine analizat și determinat pe criterii geopolitice. Capitala, repet încă o dată, niciodată nu-și va permite luxul ca să învingă într-un proces politic o entitate politică pro-răsărit. Dar am avut primarii interimari. Ne aducem aminte de Iordan, ne aducem aminte. Da, dar să ne aducem aminte care era ponderea, ori să spunem așa, statutul administrației publice centrale la nivel central și capacitatea de gestiune a proceselor. Da. La momentul actual, să nu uităm că puterea politică nu este de partea acestui partid, a inițiatorului. Așadar, cu toată simpatia față de proces, simt, dar vă asigur că toate componentele, în afară de partidul nostru, posibil, dar și posibil și partidul nostru, posibil și comuniștii, care vor chema cetățenii la boicotarea acestui referendum. De ce? Pentru că câștigarea în acest proces electoral îi dă plus de imagine pozitivă Partidului Socialiștilor, dar ei sunt oponenți politici. Я убежден, что никогда, если мы говорим о представителях фракции в муниципальном совете, я убежден, что господин Васильев Настич Киртока никогда не выйдет с предложением бойкотировать данный референдум. И Кашу тоже не выйдет с предложением бойкотировать референдум. Они поддержат. Потому что сегодня asta înseamnă că putem conta și pe susținerea lor propriu-zisă la mobilizare. De ce?
Да. Антирейтинг на сегодняшний момент не только либеральная партия, а самого Кертуака настолько высок, что на сегодняшний момент, если они и будут... Он не досягает 50%, не забудьте это. Когда мы говорим о цифрах, когда мы говорим о элементах статистики, но не нужно говорить о статистических реактивах. Жители наши имеют реакции реактивные, эмоциональные. Dar mai apoi, în urma proceselor de demotivare, pentru că sunt de acord, vor fi foarte mulți factori de motivare. Da. Adică, da, Kertoaca este rău, Kertoaca este așa, dar și ăștia. Adică sunt proceduri care vor fi întrebuințate. Al doilea element important, atunci când faceți trimitere la domnul Kertoaca, la domnul Cașu, într-un proces electoral, ei nu costă. Sincer, pentru că societatea ori municipalitatea va fi supusă unui ciclu informațional de exces și în joc vor intra cei care dețin propriu zis controlul asupra media. Așadar, eu o spun, îmi doresc foarte mult să fie Kertoaca demis, sincer. De fiecare dată am atenționat și am spus încă în aprilie. Chiar dacă va fi arestat. Adică sunt motive. Dar situația politică și inițiatorii ori un partid serios, o entitate politică serioasă, trebuie să ia în calcul și acest element. În municipiul Chișinău, Partidul Socialiștilor, inițiatorii, vor întâlni obstacole majore de demotivare în implementarea acestui. Da, vroiam să-l întreb pe domn Vitneanschi, atunci când ați vorbit și la începutul acestei emisiuni despre impedimentele din suburbii, da, la capitolul respectiv. Vreau să știu, mergeți în instanță de judecată? Cum procedați? Raportat cu cei care au încălcat legea. Tot, astăzi și domnul Bătrâncea și domnul purtător de cuvânt Ceban spuneau sau lăsau loc pentru a înțelege acest lucru. Есть буква закона. Если энное лицо его нарушает, он должен нести за это ответственность. На сегодняшний момент в первую очередь можно, если говорить о тем, кто злоупотреблял, это примар Бачоя. Да. Сегодня, и мы, да, мы представители инициативной группы, Влад Батрынча, Василий Боля и Иван Чубан, не только задекларировали, но в том числе и зарегистрируют обращение и в прокуратуру, и в другие компетентные органы, которые должны будут принять соответствующие меры. На месте, кстати, везде, где были какие-то проблемы, да, с теми или иными чиновниками, всегда выезжали наши представители, то есть ну, некоторые депутаты, муниципальные советники, и на месте же вызывали полицию, для того, чтобы полиция запротоколировала нарушение, для того, чтобы были дальнейшие основания для обращения уже в компетентные органы, в том числе в прокуратуру. А чести казури, а фус фрегвенте? Авем мульте казури? Были множество, они препятствовали. Очень многие примары, и в основном мы говорим в первую очередь именно там, где примар либерал. Вот не было случая, где, если бы там примар был другой партии, чтобы он препятствовал. Вот где, в каждом пригороде, где примар либерал, были проблемы. Были казусы, но тем не менее, где-то удавалось это попытаться объяснить и образумить, сказать, вот есть закон. Смотри, читай, делай как надо, делай, как говорит закон. А в Бачое, например, примар просто сказал, не хочу, вот не буду, вот не хочу. Chestiunea cu colectarea semnăturilor din partea socialiștilor este clară. Vreau să vă întreb, dacă aveți cel puțin vreo idee sau ați fost informat în cealaltă tabără, ce se întâmplă? Pentru că și ei colectau semnături, vorbeam un pic mai devreme cu domnul Gureu, liberalii коллектовали сигнатуры пентру альдемите по дому президенте Додон. В чем разница между тем, да, что собирают либералы, и тем, что да, собирали представители партии социалистов? Кстати, да, в инициативную группу входили не только члены партии, а множество людей, общественных деятелей, не состоящих в партии.
То есть всего в общей сложности в инициативную группу входит 500 человек. А также есть и множество людей, кто приходил и помогал. То есть в офисы были такие, можно их назвать дружинниками, которые приводили людей в офис и говорили, вот тут вот можно расписаться. Которые проводили информационную работу с населением, не состоя при этом в инициативной группе. Да, мы не позволяли им собирать подписи, мы не давали им листы, потому что это может делать только член инициативной группы. И вот эта инициативная группа, которая собирает подписи за отставку Кертуака, она официально зарегистрирована. Здесь есть какое-то логическое заключение. Логическое заключение – это референдум и отставка примара. А то, что делают представители либеральной партии, ставя рядом еще одну палатку и собирая подписи за отставку президента, ну, это просто политическое шоу. Да, они пытаются привлечь к себе внимание, но тем не менее, если сравнить людей, которые к ним никто практически не шел. Domnule Gurău, la un moment dat era invocată problema mijloacelor financiare. Credeți că este reală într-o desfășurare a referendumurilor? Da, utilizez pluralul. Eu vreau să încă o dată să atrag atenția inițiatorilor că ei cad în capcană. Cad în capcana emoțiilor proprii și nu își pot gestiona acest proces calitativ. Dacă vorbim despre primarul de la Băcioi, instituțiile statului, ori puterea politică, are mai multe pârghii și capacități și resurse pentru a reacționa. Da. Deja astăzi sunt intentate câteva dosare penale pe primarul din Băcioi și câțiva consilieri cu privire la licitație. Așadar... Da, am văzut această informație. Da. Așadar, atunci când vorbiți despre show-ul politic al liberalilor, trebuie să vă amintiți despre show-ul politic al socialiștilor din 2013, care făceau fix același lucru. O acțiune de colectare a semnăturilor, da, de PR politic, fără cadru legal. Liberalii vă copie. Și asta trebuie să vă pun în gardă, fix cum n-au atras atenția în 2013-2014, ce făceați voi, partidele care se aflau la guvernare. De ce? Eu sunt ferm convins că în cazul unor referendumuri, mașinăria care va fi pusă în aplicare pentru a determina cetățeanul Republicii Moldova va fi mult mai mare decât Partidul Liberal. În joc sunt aspectele de strategii de scurtă durată și lungă durată. Nimeni nu-și dorește din puterea politică și din formațiunile politice ca Partidul Socialiștilor să-și mențină imaginea pozitivă în rândul cetățenilor și ar face tot posibilul ca această imagine să fie terfelită, cum spune țăranul nostru, și totodată să suferi un eșec care ar schimba trendul de imagine în fața cetățenilor. Totodată, nimeni nu-și dorește ca Chirtoacă să nu poată fi demis ca mai apoi să fie victimizat și atunci pe paliera de dreapta, centru-dreapta, cu aspectul de grupare unionistă, să capite din nou o imagine de învingător. Așadar, eu sunt ferm convins că referendumul, chiar dacă va avea loc, nu va avea niciun efect juridic, iar Dorin Chirtoacă va fi suspendat din funcție conform unei hotărâri judecătorești. Nu-și va duce mandatul până la capăt. Nu, nimeni nu-i va permite chestia asta, pentru că noi avem o situație prea deplorabilă în municipiu. Iar Partidul Socialiștilor va primi o imagine negativă în fața cetățenilor de risipitor al banului public, pentru că fiecare referendum costă bani și costă bani bugetari. Da. Domnul consilier, haideți să vedem. A fost ales un președinte, un secretar al Consiliului, cer scuze. Au existat propuneri din partea primarului pentru numirea a doi viceprimari. Cât este de straniu sau
cum s-ar fi așteptat unii sau ceilalți, tot este din membrii PL. Până la urmă, haideți să vedem, a fost deblocată activitatea Consiliului, putem vorbi de o bună funcționare a acestuia? Мы созывали заседание муниципального совета на протяжении месяца для того, чтобы разблокировать его работу. Да. И у нас появилось в результате к 11 мая две повестки дня. В одной повестке дня, которую предлагает господин Киртуака, это в основном политические вопросы, в том числе и избрание двух вице-примаров. То есть то, что нужно то есть либеральной фракции на сегодняшний момент и к самому господину Киртуака. А вторая повестка дня была сформирована, так сказать, техническим большинством на сегодня, на тот момент, в которой был секретарь назначение исполняющего обязанности секретаря муниципального совета. И 11 числа заседание состоялось. И очень хорошая повестка дня сформирована. Вот здесь избран секретарь. Грубейшую ошибку. Pentru că legea scurt, spune 10 secunde clar, foarte scurt. Legea spune clar că chiar dacă inițiativa și ordine de zi este inițiată de către Consiliul Municipal, ori o majoritate tehnică, cum o numiți dumneavoastră, dreptul de a convoca ședințele aparține exclusiv primarului general. Să nu uităm, primarul general nu este suspendat, primarul general nu este lipsit de dreptul de a semna acte, și toate actele semnate de voi, inclusiv semnăturile semnate de talmaci avizate, vor fi declarate nule și referendumul vostru se va așeza sub capac. Vă rog, domnule, fiți atenți. Scurt, 30 secunde, vă rog. E un alt punct de vedere, dacă заседание муниципального совета созвано до того, было зарегистрирован созыв до того, как господин Киртуака предложил свою повестку дня, соответственно, и открыто заседание было до того, как господин Киртуака предложил открыть заседание в другой повестке. Ну, а дрепту эксклюзив конформ леджи и апартине примарлю генерал. Domnilor, invitație, tema generează discuții contradictorii, asta ne bucură, faptul că ați dat curs invitației de a participa la această emisiune de asemenea. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic pentru a continua cele inițiate astăzi. Stimați telespectatori, cu părere de rău, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, o seară bună alături de Accent TV. Pe curând!